ziua, stimată presă! Noi facem un mic flashmob de 2-3 minute, nu mai mult, în urma unei conferințe de presă care nu de mult s-a organizat la agenție de presă IPN. Avem un rucsac pentru domnul ministru a economiei Alaiba și vrem să-i dăm un sfat de la oamenii simpli, de la vocea poporului. Vrem să-i amânăm a doilea rucsac și să-i spunem mesajul oamenilor simpli. Domnule Alaiba, călare pe TikTok nu se face economie. În acest rucsac este un aparat de casă, este peștișorul de aur. Arătați și este că le aducem ceva. Da. Și este revendicările noastre. Comunicatul de presă și pentru actuala guvernare, îndeosebi ministrului Dumitru Alaiba. Și TikTok. Avem corespondența a guvernului și încă o dată scoatem comunicatul de presă preluat din nota informativă care este semnată inclusiv de președintele țării, de ministrul economiei Alaiba, de președintele Parlamentului Igor Grosu, cu într-o susținere a noastră atunci când erau în opoziție. Și revendicările noastre, ultimele revendicări pentru actuala guvernare și îndeosebi ministrului Alaiba. Și repet, domnilor de la guvernare, nu deveniți călăi acestui neam. Deja s-a umplut paharul răcării și economie nu se face călare pe TikTok. Poftim? Sper în curând să avem un răspuns. Ambasadele acreditate în Republica Moldova să ia act ceea ce spun cetățenii de jos care se scufundă în sărăcie, nedreptate, ale căror zi de zi le sunt încălcate drepturile fundamentale ale omului. Jos lava de pe patentă! Fiți alături de popor! Stimați deputați și guvernanți, pășiți cu picioarele pe pământ și deveniți pe bune slugi ale poporului, nu călăi, nu scuipați, nu vă ștereți picioarele. Poporul mai are voce. Trăiască Republica Moldova, jos labele patentă! Un apel către partidele politice, parlamentare, extraparlamentare din opoziție, vă rog mult, consolidați-vă și susțineți-ne, fiindcă noi mergem spre autolichidare și de la 1 iulie suntem nevoiți să ieșim în stradă ca să ne apărăm drepturile noastre. Vă rog mult, nu vă aduceți aminte de electoratul vostru numai atunci când sunteți în campanie electorală. Nu vom ceda! Da, poftim. Nu, nici o minunță, nu am așa că sunteți la Ucraina, pentru că voi n-am ieșit. E peștișor de aur, ca dumneavoastră faceți o zamă bună, zamă într-o documente. Peștișor de aur, faceți o casă, aparat de casă pentru domnul de aur. Domnul Alaiba a spus că dacă ați țin aparatul de casă în mână, pe mine n-a să înși frig, n-a să fiu sătună, așa în poziționi. Iar înțelegeți, facturile a să-mi plătească. Da, 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 iată, vedeți? Asta tot e... Și TikTok. Și TikTok, mai da. Domnul, că el îi place TikTok-ul, el preferă TikTok-ul. Da, și vă îndemnăm să posteze pe TikTok acest rucsac. Da, că e tare fain. Rucsacul e tare fain. El îi place cuvântul fain. Rucsacul e tare fain. Ce le voi să acum v-am spus? Deputatul e parat.